Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Andrei Bărbulescu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Vremea Ta. Luna lui cuptor se încheie în Europa cu cel mai intens val de căldură din acest an până acum, iar în România a avut parte de cea mai fierbinte săptămână. Un domn de căldură s-a extins și peste cea mai mare parte a Statelor Unite. În schimb, ce spuneți de ninsoare în America de Sud? În următoarele 15 minute vă dăm câteva idei pentru vacanța copiilor. Ne răcorim vizitând cea mai adâncă piscină din lume și vedem cum a decurs prima întâlnire video prin telefon între două țestoase de Galapagos, specie pe cale de dispariție. Valul de aer fierbinte a adus praf saharian, dar există și o parte bună. Cerul poate avea culori deosebite la apus. Veți vedea la final în imaginea zilei. Ca în fiecare sâmbătă facem bilanțul meteo al acestei săptămâni. Mai multe destinații de vacanță populare au fost afectate de incendii de vegetație. Aproximativ 20.000 de hectare au fost mistuite de flăcări în Sardinia, unde incendiile au fost cu greu aduse sub control. În schimb, nordul Italiei a fost măturat de furtuni puternice care au provocat inundații și alunecări de teren. Zona lacului Como a fost grav afectată. În sudul Turciei au fost înregistrate 41 de incendii de vegetație chiar și în apropiere de stațiuni turistice și au fost făcute evacuări. În Grecia, un incendiu de pădure a izbucnit chiar în apropiere de Atena, iar Bulgaria este de asemenea afectată de caniculă, dar și de incendii. Prin urmare, atunci când ne facem planuri de călătorie, trebuie să ne informăm cu atenție referitor la condițiile locale și la vreme. Probleme au fost și în alte părți ale globului. Peste ocean, în Brazilia, a nins. America de Sud a fost sub influența unui val de aer polar dinspre Antarctica, iar temperaturile au fost cu 10-15 grade sub normalul perioadei. În Japonia a fost caniculă, iar sportivii aflați la Tokyo au mari probleme cu temperaturile ridicate și umiditatea excesivă din aer, cu toate că s-a încercat decalarea anumitor competiții. În California, mai mult de 5.400 de pompieri se luptă cu Dixie Fire, care este atât de uriaș încât își creează propriul climat. Canicula și vântul puternic vor alimenta cu siguranță un nou sezon de incendii puternic. Mare atenție la căldură! Temperaturile anunțate de meteorologi sunt măsurate la umbră și la o înălțime de 2 metri. La sol însă, acestea pot depăși chiar și 55 de grade, iar într-o mașină care stă la soare pot ajunge și la 80 de grade. În plus, în orașe, temperatura poate fi și cu 5 grade mai ridicată decât în zonele limitrofe din cauza fenomenului numit insula de căldură urbană. Suprafețele din beton, ciment și metal absorb energia solară și degajă multă căldură, inclusiv în timpul nopții. Temperaturile extrem de ridicate ale aerului înseamnă mai multă umiditate acumulată în atmosferă, prin urmare pot să apară furtuni violente ca cele cu care ne-am confruntat și noi în această săptămână. Să vedem care este tendința vremii în perioada imediat următoare. Rămâne valabil în continuare codul galben până la 1 august de disconfort termic ridicat și caniculă. În regiunile vestice, sudice și local în restul teritoriului va fi caniculă. Temperaturile maxime la scara întregii țări se vor situa în general între 34 și 39 de grade, iar noaptea local temperaturile nu vor coborî sub 20 de grade. Codul portocaliu de căldură persistentă și disconfort termic deosebit de accentuat este valabil tot până la 1 august, în județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraș, Ilfov, municipiul București și în sudul județului Caraș-Severin. Temperaturile aici vor ajunge până la 38-40 de grade, iar la munte instabilitatea atmosferică va fi accentuată. Dar haideți să vedem câteva fenomene și temperaturi din principalele orașe. Iată, în Brașov 33 de grade, în Cluj 34, 30 în Constanța, 38 în Craiova, în Iași 35, la fel în Sibiu 38 de grade, vor fi și în Timișoara. Cu detalii revin în cel mai scurt timp. Stăm de vorba acum cu Cristi Pitulice, consultant în turism. Are informații proaspete pentru noi dacă vrem să plecăm în vacanță. Bine ai revenit, Cristi. Care este situația în momentul de față pentru cei care au bilete și vor să plece în Grecia, în Spania? În momentul de față, situația deja este pe două planuri. Planul clasic, cel legat de pandemia de COVID-19. Avem țări pe lista roșie și, din păcate, sunt țări
foarte populare în ceea ce privește circulația turistică, cum ar fi Spania, Portugalia sau Olanda, ori Marea Britanie. Avem Grecia, pe de altă parte, care este o destinație foarte populară, ca și Turcia, dar acestea sunt deja și pe scenariul sezonier pe care îl avem legat de incendiile de vegetație. În momentul de față, săptămâna ce doar a trecut, au existat incendii de vegetație în Antalya și foarte posibil că valul de căldură care vine din nordul Africii va mai genera incendii atât în peninsula Elenă, cât și în insulele grecești și pe coasta Turciei. Deci aici va trebui să fim un pic atenți în ceea ce privește programarea călătoriilor. Iar în ceea ce privește actualizarea listei privind incidența epidemiologică, a adus Grecia mare atenție pe lista roșie. Introducerea țării de destinație pe lista roșie presupune că toate persoanele nevaccinate la întoarcerea în România vor intra în carantină, indiferent dacă prezintă sau nu test PCR negativ. Avem o situație specială legată de copii cu vârstele între 6 și 12 ani. Din cauza acestei situații, destul de multe renunțări la pachetele de vacanță sau, mai bine zis, de reorganizare a vacanțelor. Mulți probabil rămân în țară și vreau să te întreb un lucru pe care probabil puțină lume îl mai discută la ora actuală, legat de tabere. Pe vremuri, ca să spun așa, unde avem o vârstă, mergeam în tabere și erau, slavă Domnului, destul de multe. Acum, poți să-mi spui, mai există astfel de tabere? Într-adevăr, taberele, pentru cel puțin pentru generația noastră, au fost niște elemente marcante ale copilăriei și de regulă ne aducem aminte cu drag de ele. În 2021, față de anii 90 sau anii 80, taberele s-au schimbat radical, ca să zicem așa. În momentul de față, pentru că avem liberă circulație și puterea financiară este evident mai mare, au apărut o mulțime de tabere specializate pentru copii, tabere de limbi străine sau tabere pentru diverse meșteșuguri sau abilități, tabere de comunicare, de management pentru copii. Acestea se desfășoară preponderent în alte țări. De ce? Pentru că acolo copiii, pe lângă faptul că au șansa să-și însușească o nouă limbă sau să devină mai buni în a vorbi o limbă străină, creează și o mulțime de legături cu copii din alte țări. Și tocmai de asta este o zonă foarte populară în ceea ce privește taberele. Întorcându-ne aici pe plan local, aș vrea să punctez o singură tabără, una dintre cele mai importante și singura tabără de științe din România, vorbind despre Atlanticron, care a ajuns, iată, la 32-a ediție. Ea se desfășoară între 2 și 10 august pe o insulă de lângă Capidava, de pe Dunăre. Și și anul acesta, ca și în anii trecuți, ca speaker sunt o mulțime de personalități marcante. Vorbim în trecut de câștigători sau laureați ai premiului Nobel, iar acum vorbim despre fizicieni sau academicieni sau persoane de la NASA. Foarte interesantă această tabără, l-avem și noi pe colegul nostru Adrian Bănuță, care este chiar acolo în aceste zile. Mulțumesc mult, Cristi, pentru toate aceste informații. Ne revedem data viitoare cu informații proaspete. Cu mare plăcere. Mulțumesc și eu. Cât va mai ține această căldură sufocantă? Este întrebarea la ordinea zilei, la care, iată, avem și un răspuns. La noapte, în regiunile nord-vestice, la munte și pe arii restrânse în cele nordice și centrale, vor fi perioade cu norări temporar accentuate, cu averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și izolat, căderi de grindină. Vor fi în jur de 24 de grade în Constanța, 22 în Buzău, 20 în Iași, 16 în Brașov, 18 în Sibiu. În Oradea, Arad și Timișoara 20 de grade, iar în Drobeta, Turnul Severin chiar 22 de grade. Mâine, în cea mai mare parte a țării, vremea va fi caniculară. Așadar, căldura va persista, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în extremitatea de sud-sud-vest a teritoriului, iar cele minime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade, mai coborâte în depresiuni. Vor fi în jur de 30 de grade în Constanța, 35 în Iași, 39 de grade în capitală, în Alexandria, în Drobeta, Turnul Severin, 38 de grade în Craiova, în Târgu Jiu, Deva, Timișoara, Arad, așadar foarte cald peste tot. În capitală, vremea se va menține caniculară, iar disconfortul termic va fi în continuare deosebit de accentuat. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 38-39 de grade, iar cea minimă de 20-21, poate 22 de grade. La munte vremea va fi deosebit de caldă, cerul va fi variabil, dar după amiaza și noaptea vor fi perioade cu norări temporar accentuate, cu averse, cu descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii, izolat, căderi de grindină. Fenomenele vor fi mai frecvente și mai intense în munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali. Vor fi 29 de grade, iată, în Păltiniș, Poiana, Brașov, în Predeal, 26 în Sinaia și Semenic, 30 de grade la Stâna de Vale.
La mare vremea va fi în continuare călduroasă, iar disconfortul termic accentuat. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 și 31 de grade, iar cele minime între 23 și 24 de grade. Temperatura apei mării va fi cuprinsă între 27 și poate 29 de grade. Poi mâine, în regiunile sudice și sud-estice, canicula și disconfortul termic deosebit de accentuat se vor menține, iar în restul teritoriului valorile termice vor marca o scădere semnificativă față de intervalul precedent. În nordul, în centrul și nord-estul țării, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată și se va manifesta prin perioade cu intensificări temporare ale vântului, vijelii, frecvente descărcări electrice averse cu caracter torențial și pe alocuri căderi de grindină. Vor fi în jur de 31 de grade în Constanța. În sudul țării nu mai are sens să spun ce temperaturi. 40 de grade în Craiova, 40 în Alexandria, nici în capitală nu vom scăpa de temperaturi ridicate, 39-40 de grade. În nordul țării vor fi în jur de 30-31 de grade, vor fi 35 în Iași, în Brașov 33 de grade, 30 de grade în Oradea, Arad și în Timișoara. Și pentru că tot am vorbit despre vacanțe, dacă ajungeți în Dubai, trebuie să țineți cont de faptul că acolo verile sunt de obicei caniculare. De aceea și deține numeroase recorduri potrivite cu aceste condiții meteo. Prima pârtie de schi acoperită din lume, cea mai înaltă piscină aflată la 294 de metri, iar acum și cea mai adâncă piscină din lume. Cea mai adâncă piscină din lume a fost inaugurată recent în Dubai și are 60 de metri adâncime. Deep Dive Dubai a fost verificată și recunoscută de Guinness World Record ca fiind cea mai adâncă piscină pentru scufundări, depășind recordul anterior cu 15 metri. Echivalează cu 6 piscine olimpice și conține aproape 14 milioane de litri de apă. Dar este mai mult decât o piscină. Scufundătorii pot înota în jurul unui oraș subacvatic, pot juca fotbal și biliard sub apă. Piscina este în același timp și cel mai mare studio de film subacvatic, dotat cu un video wall imens. În interior au fost montate 56 de camere de filmat subacvatice, dar și un sistem audio performant. În plus, numeroși pereți de sticlă permit scufundătorilor să interacționeze cu cei de afară. Temperatura apei este menținută la 30 de grade. Accesul va fi permis în curând și pentru public. În Deep Dive Dubai se pot organiza diverse întâlniri și evenimente, conferințe și chiar petreceri de nuntă sau pentru diferite aniversări. Din Dubai mergem în Europa pentru a vedea cum va fi vremea de mâine. Dacă am văzut în țara noastră, nu scăpăm de temperaturile ridicate, nu scăpăm de 40, 39, 40 de grade. Vreți undeva mai răcoare? Puteți pleca în Spania. Iată că vor fi în jur de 28 de grade în Madrid, în Barcelona 24, în Lisabona 23 de grade. În Londra vor fi și ceva ploi, cu 19 grade în termometre, 21 de grade în Amsterdam, vreme închisă în Paris cu 23 de grade. În Italia vor fi, mai exact în Roma, 32 de grade cu un cer acoperit de nori, sunt ploi, vor fi ploi în continuare în Milano, 26 de grade, vreme caniculară în Atena cu 39 de grade în termometre, în Istanbul 34 de grade, iar în Sofia vremea este asemănătoare cu cea din țara noastră, 39-40 de grade. În Berlin, 22 de grade cu un cer acoperit de nord după amiază și ceva ploi. În Oslo, vreme închisă, 17 grade, 32 de grade în Kiev, iar în Moscova, o vreme răcoroasă cu ceva ploi și nu mai mult de 21-22 de grade. Să vedem și câteva temperaturi și fenomene de pe alte continente. YouGo, o populară țestoasă de Galapagos din parcul reptilelor aflat în statul australian New South Wales, și-a întâlnit iubita pe nume Estrella prin intermediul unei aplicații video. Estrella trebuia să ajungă din Germania încă de la începutul lui 2020, ceea ce nu a fost posibil din cauza pandemiei. YouGo are 70 de ani, iar Estrella are 21 de ani. Până când norocosul cuplu se va reuni, i-a ajutat telefonul mobil. Doamnelor, domnilor, imaginea zilei de astăzi ne arată cerul colorat de praful saharian din aer. Eu vă aștept și mâine la 19:35, sper cu vești mai bune despre vreme. O seară liniștită să aveți, indiferent de vreme.